Ana Maria in, in această prezentare. Quello che Ana Maria ha esposto in questa presentazione mi ha fatto pensare, mi ha, mi chiedo scusa, ma mi ha trezit gândul la un citat al lui Constantin Brâncuș. Mi ha fatto pensare a un aforismo. Un aforismo di Constantin Brâncuș care spune che dice creează ca un zeu, crea come un dio, comanda ca un rege, comanda come un re și muncește ca un sclav. E lavora come un schiavo. È proprio così. È proprio. Uno dei maggiori inventori di tutti i tempi, uno dintre cei mai mari inventori di tutti i tempi, Thomas Edison, il quarto più grande inventore per numero di invenzioni di tutti i tempi. Thomas Edison, care este pe locul 4 în ceea ce privește cantitatea între primele de invenții din toate timpurile. Dice, creativity is 99% of perspiration, 1% of inspiration. La creatività è il 99% di sudore, solo l'1% di ispirazione. Spune, sau spunea că din creativitatea reprezintă 99% sudoare, 99% muncă și doar 1% inspirație. Un alt grande uomo, Louis Pasteur, o altă personalitate, Louis Pasteur, quello che ci ha dato le vaccinazioni e il processo per pastorizzare il latte, cel care a inventat vaccinările și procesul de pastorizare a lattelui, ci dice un'altra cosa importante. Ne spune un altro più importante. Il caso nella creatività favorisce lo spirito preparato. Il caso? In che senso? La fortuna. Ho capito. Spune un altro lucru important, și anume că întâmplarea în creativitate, nu? Favorizează lo spirito preparato, le persone preparate. Favorizează persoanele pregătite. Che cosa vuol dire questo? Ce anume reprezintă acest lucru? Vuol dire che io devo studiare e devo sapere. Acest lucru înseamnă că eu trebuie să studiez și trebuie să știu. Solo in questo modo riuscirò a cogliere le opportunità. Doar în felul acesta voi putea lua, voi putea apuca oportunitățile che possono arrivarmi anche in maniera casuale. Care pot ajunge la mine și în mod cu totul cazual, cu totul întâmplător. Sapete tutti che la penicillina è stata scoperta per caso. Știți cu toții că penicillina a fost descoperită din întâmplare. È una medicina che ha salvato milioni di persone. Este un medicament care a salvat milioane de oameni. Ed è stato un grande business dell'industria farmaceutica. Și este un mare business în industria farmaceutică. Ecco, la penicillina è stata scoperta per caso a causa di un errore in laboratorio. Penicillina a fost descoperită din întâmplare din cauza unei erori în laborator. Jan Fleming stava studiando al microscopio. În timp ce Jan Fleming studia la microscop, e uno dei suoi vetrini è stato sporcato, contaminato da una muffa. Iar una dintre rubetele sale a fost contaminată de o batterie, da? Che ha ucciso tutti i batteri che erano sul vetrino. Attenzione, batterie, ha fatto un microbo, ciuperca, che ha ucciso tutte le batterie. Ecco, se questa cosa fosse stata dalla signora che faceva le pulizie e non da uno scienziato, la signora avrebbe buttato via quel vetrino che non serviva più, no?
Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în prezența femeii de serviciu, cu siguranță aceasta ar fi aruncat acea ecruvetă pentru că nu mai era de folos. Fleming sapeva cosa stava cercando. Pe când Fleming știa foarte bine ce anume căuta. Quando ha visto un fatto strano, come gli erano molti per te, insomma, quando ha visto questo, ha capito che dietro c'era una cosa importante. Când a văzut această întâmplare și-a dat seama că înăuntru era ceva foarte important. Ma l-a capito perché stava già studiando quella materia. Dar a înțeles lucrul acesta pentru că deja studia acea materie. Uno qualsiasi, io non l'avrei mai capito. O altă persoană mai avizată, cu siguranță n-ar fi înțeles ce anume s-a întâmplat. Paul Simon, il padre dell'intelligenza artificiale, scusate, Herbert Simon, il padre dell'intelligenza artificiale, Herbert Simon, părintele intelligenței artificiale, dice che ci vogliono almeno 10 anni di studio. Spune că este nevoie de cel puțin 10 ani de studiu per riuscire ad avere buoni risultati creativi. Pentru a ajunge la rezultate bune din punct de vedere creativ. In qualsiasi disciplina scientifica. In ogni disciplina scientifica. Questo significa che prima dobbiamo mettere tante cose nel magazzino del nostro cervello. Asta înseamnă că întâi trebuie să înmagazinăm o grămadă de informații în creier. Poi le useremo per creare qualcosa di nuovo. Pe care într-un alt moment le vom folosi pentru a crea ceva nou. Ma questo funziona anche per le scienze umaniste, le scienze umane. Acest lucru funcționează și în cazul științelor umane. Se non abbiamo letto dei libri, imparato delle parole, approfondito dei concetti. Dacă nu am citit cărți, nu am învățat cuvinte, nu am învățat concepte. Difficilmente riusciremo a dire qualcosa di nuovo. Cu greu vom reuși să inventăm ceva nou, să spunem ceva nou. Anzi, rischiamo, come diciamo qui in Italia, di inventare l'acqua calda, cioè di inventare qualcosa che qualcun altro ha già inventato. Din contră, s-ar putea să riscăm, așa cum se zice în Italia, să inventăm din nou apa caldă, să descoperim ceva ce a fost deja descoperit înainte. Ok. Vorrei dire, Anna Maria, non lo so se sei curiosa, però la tua definizione di creatività, quale sarebbe? Perché dico di curiosità? Aspetta, solo un attimo. Ok, Anna Maria, ne-ar interesa să știm care este definiția creativității. Però prima ti dico una cosa che a me mi sembra molto interessante, il fatto che nella lingua romena cervello si chiama creier. Allora, sì. la più semplice... nelle definizioni. In primo rând, aș vrea să spun că în limba română cervello, creierul din italiană, se spune creier. Se spune creier. Allora, la più semplice definizione che viene in mente proprio quando dici creatività in lingua romena è attività del cervello, attività da creierul. Deci, legătura care ne vine în minte, în primul rând, atunci când spunem creier sau nu, spunem creativitate, este legătura dintre creier și activitate. Una bella coincidență. Sì, e o coincidență interesantă. Ecco, c'è una definizione. Devo dire due cose. La prima è questa. Ci siamo resi conto di essere creativi, okay, e di avere questa grande capacità creativa. Aș vrea să spun două lucruri. Prima este că ne-am dat seama că suntem creativi și că avem capacitate creativă. Agli inizi del secolo scorso, agli inizi del Novecento. La începutul secolului trecut, începutul secolului 19. Prima, si pensava che le idee venissero, gli antichi greci pensavano che le idee venissero da fuori, dagli dei.
L'ispirazione è il respiro del Dio. Înainte se credea că ideile ar fi venit de la zei și că inspirația ar fi fost trimisă de Dumnezeu. Ma per tutto il Medioevo e anche fino all'Illuminismo si è pensato che la creatività non fosse caratteristica di pochi e non una capacità umana di tutti noi. Devo ripetere? Sì. Ma non solo al tempo degli antichi greci e dei romani, fino alla fine dell'Ottocento si è pensato che la creatività, che ci fossero pochi geni, persone geniali, ma non che la creatività fosse una capacità che appartiene a tutti gli esseri umani. Deci, până în secolul XVIII s-a crezut că creativitatea nu ar fi, nu ar aparține tuturor, ci ar fi, destinată genilor, da. Solo, cioè si pensava che c'erano pochi geni e tutti gli altri niente. Solo ai primi del Novecento, quando Freud scopre la dimensione dell'inconscio. Numai la începutul lui secolul XIX, când Freud descoperă inconștientul. Ci rendiamo conto che il nostro cervello lavora anche quando non ce ne accorgiamo. Ne dăm seama că creierul nostru lucrează și în momentul în care nu ne dăm seama. E che la produzione di idee avviene al di là della nostra volontà. Și că producția de idei vine dincolo de voința noastră. Ci accorgiamo anche che tutti noi possiamo avere piccole o grandi idee creative. Ne dăm seama că fiecare dintre noi putem avea mari sau mici idei creative. E ci accorgiamo, infine, che la creatività umana și ne dăm seama în sfârșit că creativitatea umană è il vero motore del progresso. Este adevăratul motor al progresului. Guardatevi intorno, riusciremo a parlarci senza creatività in questo momento? Priviți-vă în jurul vostru. Reușim să concepem viața fără creativitate? Non avremmo il computer e l'energia elettrica. Non avea computerul și energia electrică. Non ci sarebbe la stanza in cui siete, non ci sarebbe lo schermo, non ci sarebbero i vostri occhiali e i vestiti. N-ar fi nimic din ceea ce se află în acest moment aici, nici această cadă, nici legătura, nimic dintre ceea ce ne înconjoară. Non ci sarebbe la gomma, le penne, non ci sarebbero i vetri alle finestre. N-ar fi nici măcar geamul de la fereastră. Soprattutto non avremo l'elemento più importante. Și mai mult decât atât, n-am avea elementul principal. La nostra creatività nasce dalla grande invenzione collettiva del linguaggio. Creativitatea noastră naște de la marea invenție care este limbajul. Il linguaggio è quello che ci rende davvero diversi dalle grandi scimmie. Limbajul este cel care ne diferențiază de maimuțe. Noi abbiamo il 98% del DNA uguale a quello delle grandi scimmie, gli scimpanzé, gli orangi. Avem 98% din DNA, ADN, egal cu cel al maimuțelor, cimpanzeilor. Come mai siamo tanto più bravi a inventare? Cum se face că suntem mult mai buni la a inventa? Perché tanti anni fa
i nostri antenati, pentru că foarte mulți ani înainte, înaintașii noștri, sono scesi dalle piante, au coborât din copaci, hanno cominciato a camminare su due gambe, au început să meargă pe două picioare, e questo ha cambiato qualcosa nella loro gola. Și aceasta a schimbat ceva în laringele. Ci siamo trovati con una laringe più bassa. Ne-am descoperit cu un laringe mai sus. La laringe. Laringele. E questo ci permette di produrre molto più suoni. Aceasta ne permite să producem mult mai multe sunete. Siccome possiamo produrre molti più suoni, abbiamo cominciato a fare davvero tanti più suoni e a dare a ciascun suono un significato preciso. Cum ne-am dat seama că produce mai multe sunete, am început să dăm o semnificație fiecărui sunet. E man mano questi suoni sono diventati sempre più complicati. Încet, încet, toate aceste semne au devenit mult mai complicate. Nel giro di migliaia di anni. Și în decursul a milioane de ani. Abbiamo usato questi suoni per metterci d'accordo e organizzarci. Am utilizzato aceste semne pentru a ne pune d'accordo, pentru a ne organizzarci. E poi li abbiamo usati per descrivere non solo le cose concrete. Nu numai pentru le-am utilizat, nu numai pentru a descrie lucrurile concrete, ma anche le nostre idee, dar și ideile noastre. Umani, vita e morte, caldo e freddo. Viața și moarte, cald și frig. Quindi abbiamo avuto non solo le parole per descrivere le cose. Am avut numai cuvintele pentru a descrie lucrurile, ma anche le parole per descrivere